Anul acesta a avut loc cea de-a 8-a ediție a concursului internațional de chitară Talente în afirmare. Ediția 2020 a fost una cu totul inedită, întrucât s-a desfășurat în integralitate online, iar concurenții au fost jurizați în baza înregistrărilor pe care le-au realizat cu propriile evoluții muzicale. I-am apreciat deosebit pe fiecare și am ascultat cu atenție și cu bucurie. Accentul a trecut de la ideea unui control al emoțiilor de moment la performanța de a realiza o înregistrare nemasterizată, fără niciun fel de lipitură și la un nivel de interpretare cât mai ridicat. Juriul concursului a fost format din specialiști din domeniu, interpreți și profesori de chitară clasică, și anume Cătălin Ștefănescu Pătrașcu, conferențiar doctor la Universitatea Națională de Muzică din București, Liviu Georgescu, profesor la Colegiul Național de Muzică George Enescu și președintele Fundației Române de Chitară, Eugen Mang, profesor de chitară și directorul casei de producție E&E Music Production Management, Beke Ișvan Ferenc, profesor de chitară la Academia Gheorghe Dima din Cluj și președintele Asociației Harmonia Cordis, Tudor Dragoș, profesor de chitară la Liceul de Arte Regina Maria Alba Iulia, Tudor Niculescu Mizil, profesor doctor la Școala Gimnazială de Arte numărul 5 din București, Radu Miculița, profesor de chitară la Școala Europeană din București și Emanuel Popa, profesor la Școala Internațională Verita din București. Am avut un număr mare de concurenți la ambele secțiuni, hobby și performanță, iar premiile au fost și de această dată, aș putea spune, spectaculoase. Acest lucru îl datorăm firmei PC Garage, care ne este alături de la primele ediții ale acestui concurs. Laureații s-au bucurat astfel de premii extraordinare, precum telefoane mobile, tablete, televizoare, camere web, kituri de gaming și multe alte produse IT și electronice de ultimă generație. Mulțumim de asemenea firmei Techno Service Equipment SRL și firmei Telegraph Print pentru susținerea constantă pe care ne-au acordat-o. În numele întregii echipe de organizare, mulțumesc tuturor celor care au participat în cadrul concursului Talente în afirmare, ediția 2020, și vă aștept să ne reîntâlnim și anul viitor.